Am deosebită onoare să vă urez bun venit la cea de-a cincea ediție deja a conferinței privind accesul național la literatură științifică. Tema principală din fiecare an a conferinței fiind cercetarea și educația. Înainte de a începe, aș dori să mulțumesc în mod deosebit invitaților noștri care mi-au făcut onoarea de a fi alături de mine pe scenă astăzi. Domnul Bogdan Petru Maleon, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iași, mulțumiri speciale către dumnealui, ne-a permis să organizăm acest eveniment în această superbă locație. Domnul profesor Gheorghe Popa, președintele Asociației Analiz Plus, cea mai mare și importantă structură din România, Asociația Universităților și Institutelor de Cercetare, care de mai mult de 5 ani de zile, cred, face eforturi și reușește să furnizeze servicii de acces la literatură științifică tuturor universităților și institutelor de cercetare din România, membrilor săi. Doamna Luminița Silaghi Dumitrescu, directorul proiectului Analiz Plus, probabil că viitorul principal instrument de finanțare al resurselor de documentare pentru universitățile și institutele de cercetare din România. Doamnei Maria Dinescu, vicepreședintele Asociației Analiz Plus și în același timp reprezentant delegat al unuia dintre cele mai importante institute de cercetare de la noi din țară, și anume Institutul de Fizică Nucleară Platforma din București. Și ca și reprezentant al învățământului preuniversitar, din nou mulțumiri deosebite doamnei profesor Mihaela Gotcu, director al Colegiului Emil Racoviță din Iași. Aș vrea să mulțumesc tot acum la început și tuturor partenerilor noștri pe care i-ați întâlnit, pe mulți dintre ei, la intrarea în sală. Puteți să discutați cu ei și pe parcursul celor două zile în care se desfășoară acest eveniment. Cu ajutorul lor, ca să nu zic datorită lor, am reușit și reușim în fiecare an să organizăm acest eveniment. Și nu în ultimul rând, cele mai importante mulțumiri către dumneavoastră, fiindcă ați făcut efortul de a veni și de a participa la sesiunile noastre de lucru. Numele meu este Victor Voican și reprezint compania Information. De, cred, mai mult de 10 ani încerc împreună cu Information să găsim idei și să dezvoltăm idei pentru a oferi servicii cât mai bune cercetătorilor din România și mediului academic din România. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră sau mulți dintre dumneavoastră ne cunosc prin intermediul platformei information.ro, de pe care cu ajutorul Analiz Plus, care desfășoară abonamente la resurse electronice, oferim acces de la distanță cercetătorilor români la resurse electronice de documentare. Însă, în plus, față de această platformă, mai dezvoltăm zeci, chiar sute de traininguri și workshopuri. Cred că în ultimii 10 ani de zile de când am început această activitate, am susținut peste 600 de workshopuri în toată țara pentru prezentarea, facilitarea și descrierea surselor de documentare pentru cercetători, studenți și profesorii din România. Anul acesta, având în vedere că nu a fost cel mai fericit an pentru noi, pentru toată societatea de la noi din țară, am încercat totuși să ne păstrăm drumul, să dezvoltăm și să lansăm niște servicii noi. Chiar acum, înainte de conferință, am lansat aplicația MyNF, pe care vă încurajez să o descărcați. E o aplicație bazată pe platforma information.ro,
de pe care sper eu să puteți accesa mai ușor folosind dispozitivele mobile, resursele electronice la care aveți acces. De asemenea, la începutul acestui an am lansat și platforma PISMED, o platformă similară cu information.ro, însă grupând doar informații cu specific medical, destinată exclusiv doctorilor și cercetătorilor din sistemul medical. Și alte două proiecte pe care aș vrea să vi le menționez, doar proiecte de suflet, zice, ale mele, proiectul Train the Trainer, prin care încercăm să aducem, zicem, partea de dezvoltarea modalităților de comunicare electronice în bibliotecile din România și să lucrăm cu bibliotecarii. E un proces, un proiect din punctul nostru de vedere care a avut un mare succes până în momentul acesta. Colaborăm cu Asociația Analyst Plus pentru dezvoltarea lui și pot să vă spun că îl vom continua și în anii viitori, fiindcă până acum, consider eu, a avut rezultate și feedback-uri foarte bune. Și un proiect pe care ne străduim să-l tot lansăm și să-l punem în practică de, cred, vreo 2 ani de zile. Anul acesta a fost primul an în care am făcut niște pași înainte cu acest proiect, proiectul EMFIS, în care, cu ajutorul căruia încercăm să apropiem partea de cercetare universitară, de mediul universitar, să-l apropiem mai mult de partea de licee și învățământ preuniversitar. Ceva mai multe detalii decât v-am spus acum găsiți și în broșura evenimentului, însă dacă vă interesează să aflați mai multe, ne puteți contacta și întreba. Mi-ar face mare plăcere să colaborez cu dumneavoastră pentru dezvoltarea în continuare acestor proiecte. Nu în ultimul rând, dintre toate lucrurile pe care le facem, cel care e cel mai puțin evident e această conferință pe care o organizăm de 5 ani de zile. Anul acesta e a 5-a ediție, ne-am întors în Iași, am început cu Iașiul, am fost în Cluj, Timișoara, București și suntem din nou în Iași. Eu pot să vă spun că e locul meu preferat, probabil din cauza că am și studiat aici și locuiesc destul de aproape de Iași, undeva mai în nordul Bucovinei, sau locuiam, înainte să plec la București. Coincidența a făcut să avem conferința chiar în data deschidere și primii universități din România, acum ceva mai mulți ani în urmă, Universitatea din Iași. Însă, revenind la conferința noastră, în fiecare an, cei care ne-ați făcut plăcerea de a participa și la edițiile trecute, în fiecare an la această conferință invităm oameni pe care noi îi considerăm deosebiți, oameni care prin ideile și activitățile pe care le pun în aplicare, cu forță proprii sau implicându-se în diverse proiecte, încearcă să aducă o schimbare sau să ajute la evoluția sistemului educațional din România, chiar dacă sunt parte din sistem sau din afara sistemului. Și fiindcă am ajuns la oameni, aș vrea să dau cuvântul mai departe invitaților mei pentru a vă spune câteva cuvinte din perspectiva dumnealor asupra mediului în care activează fiecare. Vă mulțumesc!